În ultima perioadă s-a vorbit despre înghețarea angajărilor la stat. Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, susține că este vorba doar despre o decizie de fațadă. În realitate, numărul angajaților la stat crește în fiecare lună. Angajarea la stat, teoretic, a fost blocată încă de anul trecut, de la 1 iulie. Cu toate astea, în ciuda faptului că au blocat, au lăsat niște portițe, posturi unice și așa mai departe, au lăsat niște portițe care s-au transformat în niște uși mari pe care s-au făcut angajări la greu. Acest guvern, de la instalare, este guvernul care are cel mai mare număr de angajați în plus lunar. Cam 2000 de angajați pe lună în plus la stat. Au fost peste 30.000 de noi angajați la stat de când a ajuns la putere guvernul Ciucă. Ludovic Orban a vorbit și despre câteva soluții care pot conduce la reducerea cheltuielilor în sistemul bugetar. Trebuie redus numărul de ministere, trebuie redus numărul de agenții. I-au acționat contrar. Vă readuc aminte că noi am avut un guvern format din 16 ministere, i-au mărit numărul de ministere la 20 ceva. Numărul de agenții au înființat o mulțime de noi instituții, agenții, oficii, autorități, pe bandă rulantă în anul 2022, în loc să desființeze entități care nu și-au niciun fel de rost și care pot fi desființate fără ca să se simtă de către omul de rând, decât în sens benefic. Se disponibilizează resurse pentru alte cheltuieli necesare în societate. Se reducă numărul de secretari de stat. Acest guvern este guvernul cu cel mai mare număr de secretari de stat și de subsecretari de stat. Noi am avut aproape jumătate din secretarii și subsecretarii de stat. Să modifice legea privind cabinetul demnitarilor, să reducă numărul de consilieri și de angajați din cabinetele demnitarilor. La ora actuală trebuie să știți, un ministru are 8 consilieri plus director de cabinet plus șofer și un secretar de stat are 4 consilieri. De ce nu pot să reducă numărul de angajați din cabinetul demnitarului? Trebuie reduse numărul de servicii deconcentrate și chiar organizarea unor servicii deconcentrate să se facă la nivel regional, să nu mai existe toate serviciile și serviuțele la nivel județean. Trebuie redimensionat aparatul bugetar, iar asta nu e un risc pentru mulți dintre angajații din aparatul bugetar, pentru că la ora actuală este o criză pe piața forței de muncă. Angajatorii au nevoie de forță de muncă. Orban a propus chiar demararea unui program, primul angajat de la stat la privat, prin care să se încurajeze angajările către firmele private. Orice om care este disponibilizat din sectorul public își poate găsi un loc de muncă. Aș și face un program de susținere, primul loc la privat, pentru angajații statului, în care să le dau angajatorilor privați care angajează pe funcționarii disponibilizați o perioadă de timp, un an de zile, să le plătești o parte din salarii. Poate se duc, pentru că economia suferă și foarte multe investiții nu se realizează sau foarte multe firme nu își pun în practică planurile de dezvoltare pentru că nu există mână de lucru. Asta este una din frânele majore în dezvoltarea economică a României, absența mâinii de lucru, mai ales a mâinii de lucru calificate. Reprezentanții Forța Dreptei au subliniat faptul că se impun măsuri urgente reale pentru a nu se ajunge în situația ca statul să intre în incapacitate de plată.